S-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a încuvat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pont și Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Fiindu-i Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curcede, cel acel preună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăbit, care a venit din proroci. Într-una sfântă, șobotnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu bătrânstele iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
și mărtășirea Sfântului Duh să fie.
Oh,
Sfântului Duh cel
Pe noi înșine și ne beam și toată viața noastră, lui tot Dumnezeu să o dăm. Ține, Doamne! Și ne credințește pe noi stăpânei cu drăspâire, fără doar sână să pune zumată, chema pe tine Dumnezeu cel Ceresc, Tatăl și Adice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră pe toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noastre. Și nu ne duce pe noi de spita, ci ne izbăvește de cel cu Ta este împărăția și puterea și slava Ta, pe fiul și astăzi, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Dragii mei, tot ce vă mai mulțumesc.